Da, bună dimineața, am fost doar de limbă de asta. Când mă mai zic, eu trebuie să vorbesc cu moldovenii și eu chis-o sparașul, că așa e limba moldovenească, cu niște inflexiuni și nu ne șerta. Hai să vă zic, eu astăzi am avut o zi palpitantă. Da. Datorită creșterii prețurilor la energie și la pisticări, anumite taxe pe anumite specialități de la anumite universități s-au dus dracu în sus. Brăș, atâta și mă duc pe mine cap tot ziua, cu neșerul, stăți pielurile din hârtii și așa mi-am săturat și eu m-am stresat. Am avut și două atacuri de panic. Alea au fost atacuri de panic, nu au fost panică. Panică? Important este că am avut bani. Mareu era când n-aveam. Da. S-a rezolvat tot. Tot e ghinii la universitate. Să spun că marții și trei și arsurări este zi poști. Da. Hai să vă zic eu, deși marți nu-i trebuie, azi marți sau mercuri. După că nu știu ce ți este. Că eu sunt bine. Și zic că astăzi, bă. Mercuri, e mercuri. Asta este, nu marți. Vreau să vă zic. Că după ce am avut un periplu așa extraordinar, după două crize ale individii, s-au sparat. Și toată lumea e sparată din cauza creșterilor prețului. I-am spus, fă, tăi dracu din gură, că am avut eu bani. Așa, fii atent la mine. Bre, internet, vorbitor de limba de asta. Asta e șorbă de... Asta e șorbă de, de cocoș. Da. L-a înșenătuit prin drum aici, dar m-am dus așa în mijlocul drumului, l-a înșenătuit și să mai... E m-a spărat unul. Da, îl străga unul prin curte odată, cocoș, cocoș de sus, cocoș în jos, a zis, vrei, oprim un cocoș în jur, în casă. M-am dus. Și după aceea ne-am dat seama că el, de fapt, străga cocoș pe unul care era gras. Prost. Se numește body shaming, pupați pe mă în cur. N-am voie să mă exprim, adică ăla cum ești pe ăla cu coș, mă, cu coș nu era ăla, înțelegeți? După cum măsa prost, s-a născut prost. Dacă el trebuie să cași toate găinile din complexul și ala, nu e încrede niște găini. Fă-i prostule, de-aia ești prost. De-aia și ăla care ți-a făcut cu coș, din cauza asta. Adică voi sunteți? Voi sunteți bolovani. Gata, v-am ridicat la rangul de bolovani, v-am pus împreună, știți? Voi sunteți bolovani. Ce să face? A venit moldoveancă. Bă, atât ca bățul, am găsit coarnii. Da, era, am trecut, că am avut chestii de făcut pe undeva pe unii sunt țarani, așa. Dar nu țarani de aici, știi? Pe marginea drumului, când a venit poliția, se scoate afară. Deranjează societatea civilizată. Da, deranjează societatea civilizată. Exact. Așa arată coarnele și tante și ea s-o supăra pe mine că o zic, mă, șer. Și a spus, eu de la Moldova. Mai țin coarne. Și dacă mă ați căca bățul, dacă nenea ăla era bărbat și se crins că rușii și cu... că el așa se împacă la el în sat, am văzut un filmuleț și mi s-a făcut poftă. Mi-a să aminti că bunicul mă duce în păduri să mă învețe să lupt cu cuțetele și să mă duc să prind animale, că lui a fost frică. Că rămân nemăritată și am spus și mai gine că am rămas nemăritată, dar am nevoie de skills-urile de omorât animale. Las că omorâm bolovani. E mai bună cartea. Cartea a fost tare bună, bre bunicu, bună cartea. Că omorâm bolovanii. V-am spus, era unul în curte, cu coșul sus, cu coșul jos. Spre o atunci aici, dar complex, cu cocoș și nu știu eu. Bă, să mă zic, cau prin curte. Bă, și-am căutat coș, v-am spus că până la urmă a venit un rățoi. Ce să facem? Eu v-am zis că, da, dacă nu era să plec. Nu era să plec, o venit un rățoi. Hai să vă zic, cum vine treaba cu planeta asta. Pe planeta asta, în timpurile noastre, când s-a dus greșelul alt. Deci, cum mă vineam eu de la universitate, mulțumit eu, da, am văzut și niște
și niște mititieli brestă în cele de clasă. E din la, când la Roma sunt mai mari și ele, o lecuță, nu tare, dar o lecuță. Aștept la universitățile astea particulare, sunt cansărași. Da. Față de banii care le dăm, vrea și ea, la universitatea și ea de stat de acolo, unde mă duc eu, așa, și unde a rămas restanță cu un examen, nu mă trec și în anul următor până nu-l dau. Am fost ocupată să omor cu coș. Ce să faci, da, o nebunii barbații. Dar să vedeți că o nebunii și în autobuz. Eu suntem așa liniștită. Eu sunt mie liniștită. Când sunt liniștită? Bre, dacă uitat, când scol drăcoaica, plânge jumătate de planetă. Hai să văd. Și stăteam eu așa, mă uitam în telefon. Povestem pe faimosul Facebook. Povesteam că cine, cu nu-i combine hotărârile definitive pe care le-am dat eu, se rezolvă cu condamnarea la moarte. Voi ați abolit-o? Ne, eu n-am abolit-o. Ne, de ce? Așa, haideți să vă zic. Și scriem eu acolo, eram foarte concentrată și vin aici să ne ceară biletele la control. Cardurile la control, îi dăm cardul la control și erau unii care erau asistați sociali. Și erau disperați peste tot ca să nu vorbească, că unii dintre ei sărașii vorbesc mult, dar ei și proști. Nu sunt proști, dar se panchează. Prostia asta constă că se panchează. Chiar să asista social. Și asta nu a fost nica. Da, a venit unul care era el așa frumos, îmbracat, dar spălat, nu era asistat social. Și a început să-i facă observații la așia că nu sunt smeriți. Și că trec pe lângă o biserică și trebuie să-ți fac cucușii. Bă, eu n-am nic împotriva niciunii religii. Atâta timp cât tu stii religia, credința ta, la tine acolo în biserică, în grupul tău, vorbești despre... Nu, lucrurile publice, că nu mi-e interesant. Bă, și s-o trezesc dracoaica. Plângi jumătate de planetă. V-am zis, plângi? V-am zis? Plângi jumătate de planetă. Am deranjat cât autobuzul. I-am deranjat. I-am arătat așa una câte una, i-am arătat cum el nu este smerit și că este de fapt un mare excroc în al credinței. Așa, am zis haghini și o poți rău de rău. De rău a fost. Mi-a zis stătii cu vitul, mă și-a amenințat că mă bate. I-a zis, bă, asta este, ieși la știri. Într-o la știri, că le-am bătut pe unul în autobuz. În autobuz nu vei bate, dar dacă mai comentea și mai scotea vreo sună când coborăm pe stradă, i-am zis, bă, chiar la mine. Eu nu știu mea, eu nu spodă în cap. Sunt eu. Să-ți zgârii pe față, să-ți fac, nu, statică. La mine în condamnare. Nu avem arma la mine. Dar luăm așa de șuf, pregăsăm eu o soluție și te zic altar îndată. V-am spus că a venit îngerul. A venit îngerul morții. Da, mobilitate. Nu-i bine să o scoate din ferite. Femeia, te-ai greșit. Scoate apocalipsa. Ai de rău. Și voi de la mine? Nu mai avem experiență. Continuați. Și trebuie să fie unul care vă dau exemplu.
că nu se mai dă pedeapsa cu moartea realitate, dar la mine pe divan se execută. Să știi și rău? Că el e execută. E de rău. E de rău. Trei și jumătate de noapte. Bă, dar și să un rapor și vai de viața mea și bine. Ai, mor lângă el. Nu mai este cum fac și l-am omorât eu, m-am zis, n-am făcut. Băi, ce dracu, unde am văzut din nenoroșirea aceea de om? Da? Nu e așa dracu, așa bun șorbă. Aia se face. Așa la bun nimica. N-am văzut. Am găsit fac un video dacă ai 50 de lei. Da, chiar la mine. Ca să rămână bani în casă. Da. Voi ați văzut? Am zis, nu-mi găsesc eu coarne. Mai țineți minte că am făcut eu un video. Nu-mi găsesc eu coarne. Voi vă rugați la Dumnezei greșiți? Voi vă rugați la Dumnezei greșiți? Dumnezei voștri nu există. Da. Că ieți vedeți, eu în Vita mai capitală am găsit coarne. Vedeți voi, Dumnezeii mei, care sunt zei, nu Dumnezei. Țara dracului de javri. V-ați făcut religii evreie, unde se închină femeile la voi, evreie. Păi, dar nu voi rușini. Și mai faci și gălăjii în autobuz. V-ați certat cu femeia greșită. V-ați certat cu femeia greșită și încercați să o manipulați cu femeia greșită. Și cum îl dădem eu pe așa la cu capul de caldărâm, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Puf! Tatălui și al Sfântului și al codat de cadrăm. Păi nu credeți voi, vă credeți că stăm de vorbă. Voi credeți că toate femeile sunt obosite? Și nu mai au timp să citească Biblia? Sunt proaste, nu? De cum să nu? E pe interesul vostru, mă. Interesul vostru social, ca să vă cânte în strună și să vă aplaude alte târfe masculine. Vă sunteți vă târfe masculine, pardon, mă scuzați, vă nu sunteți târfe, că sunteți căsătoriți și vă duceți la biserică. Sunteți curbe. Ba, extraordinar. Dar nu e nicio problemă. Scrie în Biblie. În cazul în care cineva mă contrazice, scrie în Biblie. Curvă. Să curviți, că e ok să curviți. Nu e ok să prea curviți. Deci nu e ok să vă luați amante. Da, ce ghinion. Pentru că dacă aveți și amante, sunteți târfe. Da, prea curvele sunt ok. Da, ce să faceți? Așa, așa l-ați denumit voi. Nu e bine? Nu e bine. Deci, bolovanilor, mănânc ciorbă, n-am găsit de rață mic, dar găsesc eu undeva de rață, că trebuie să mănânc, ai, știu unde este. Băi, era o chestiune de rață. Știi, mi se fășeau la vietnamez. Da, vietnamezii aveau niște chestii de rață, buni, pardon. Trebuie să caut. Te mănânc. Pe șala trebuie să mănânc. Dacă vă credeți animalii de
preferesc animalele sfințele. La mine este execută și se pune în mâncare. Așa mă învața bunicul. Voi ați crezut în plasa. Eu am fantezii de șeia. Alții au și eu înțeleg. Eu n-am fantezii de asta. Deși mâncăm noi azi. Așa. Dar alea-s fantezii. Nu se înseamnă că se întâmplă. Da, nu se întâmplă. Care la mine. A fost frumos, că am întâlnit în final, nu trebuie să pusi razii poliția ca să deranjezi pe românache. Deci, extraordinară chestia asta. Bă, când ai talent, ai talent. Păi și alaltă am cată singură. Era pus când delivery acasă de ceva dreață vietnamene. În tețără și a mea, trebuie să... Eu am o zi sau două, trebuie să mă iau pe calendar. Am un calendar. Dar cum spun, am de biserică și calendar am de tine. Basic. Am două zile în care mă răsfăț. Eu acum mai am și șorbă. N-are dăuțan și n-are burtă. Uite, nimic șorbă eu. Așa am zis eu. De eu mai avem ceva de făcut. Au leu de plătit facturile. Ne-am scos. M-am ținut de plan, fără să trebuie să se spui că e bun. Bun, mă lovești. DDU, ADDU. Mama lui de ADD. Costul eu le auzi, tu l-ai pe dracu. Și a spus, nu, eu auzi drăcoaie ca în pișoare, nu l-am pe dracu. Se activează. Când apar... Când apare scoșii, se activează drăcoaica. E automat. Așa știu că e ceva neregulă. Da. Se numește instinct. Care deșteaptă de coaica asta. Vrei? Ei mi-e cu hotărâni de Dafne TV. Deci trebuie să mănânc niște rață. 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 Nu
しるやつを分かるでしょ。なんでごい。コンボルワーツ。Plângeți, jumătate planetă. Am doar neam. Întâi am mai capitala. Eu trebuie să plătesc actele în capitală. Azi m-am plimbat. M-am plimbat ăștia la facultate. Eu îți fac niște ochii la mine. Fac așa de o cravată. Eu sunt și nevată. El chiar a rezolvat problema copchiilor și ăla. Copchii, chiar ați văzut că stați în mine, copchii. Așa. Nu înțelegeți. Așa când fac coarnii, fac și un video cu coarnișele. De tot internet. Zamă de coarnii. De noi zamă de coarnii. Așa la subiect. Avanzând de cum e spus, zamă de și de coarnii, dar era o sărbătoare sau nu știu dracu și era unul care era dat pulberii. Și eu câteodată. Dar el mi-așe picișoare pe mers și când s-ar fi filmul. Așa. Și l-a întrebat că a venit unul cu microfonul ca să facă mișto de săracul. Păi și că e obosit săracul la muncă. Și a zis că, cum credeți că se rezolvă conflictul între Rusia și Ucraina? Și a zis așa la că, dat aici borcanul cu zarmă de coarnii, se dă zarmă de coarnii, el a găsit soluția. Și îmi trece conflictul cu Rusia-Ucraina. Nici n-aveți voi idei. Eu așa că testez. Dacă stingi conflictul între Moldova suverană, eu? Și români, se stângi? Nu se stângi, bre. Îmi stâng mai sunt și mântușele cu foc, nu știu, ca să nu că luați foc. Vă dau foc la tăți. Eu am zis că, bă, nu vă dați, nu vă atingeți că luați foc. Trebuie să urmă mai sus și că... Dacă nu mă interesează cum dacă se lasă sau nu o leacă în farfurii, dacă nu-mi place, mi-e tăt. Auzi, mă chiși tării de tăt, tătii. Nu se mi-a spus de manere elegante. Ei, pupatul mă curbre. Manere de fost elegante. Azi port o pereche de chiloți din dantelă, cu mov, și albastru marin. Da. Ce să facem? N-am asortat-o cu hainele. N-am avut timp. Așa ca să știți. Da. Bă, universul este așa de ieștăt prin inimă iubesc. Voi să numiți fraier, că v-am spus, nu vă închinați la ce trebuie. Îi mulțumesc și dracoaișii, fată deșteaptă. Așa. Așa că, nu știu, să vă explic. Eu încă am terminat, azi am vorbit mult 24 minute, bă, adică, bă, eu mai am și o cafeluță. Da. O cafeluță. Așa că aveți ghizi prin respirați. Că s-ar putea să vă faceți rău. Că după hotărârea definitivă nu urmează decât un glonț sau condamnarea la moarte. Că ar depinde cu și găsesc eu în ziua aceea. Că vine călărețul morții. Acum. Țunga, 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 linga, țunga, linga. Hop, tropa, 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 tropa,
Îl mănâncă... Când mănâncă rățoiul, o să fac un video asta special. Asta ca să știi că dacă respiri pe lângă mine, ce se întâmplă? Eu nu mă combin cu bolovani. Nici măcar flirt nu fac cu bolovanii. Ce flirt să faci cu bolovanii? N-ai ce flirt să faci cu bolovanii. Că bolovanul nu știe decât vulgaritate. Doar lecții. Rescrieți cărțile alea de seducție, bă. Seducție, inducție, reducție. Că dacă dau pe fizică, e de rău. După fizica relației, e de rău. Lăsați-vă de scris. Vezi că nu prind ăștia. Seducți. Nu prind. Știi, femeile deștepte. Băi, femeia mușește, nu-i și proastă. Rescrii cărțile că nu se poate cu seducția. Nu se poate cu seducția. Nu vă obțin sex seducția. Bă, voi care n-ați obținut, știți voi și, că sunt public și am niște tineri, mi-am niște fete pe aici, prin jur și nu pot să vă zic direct. Când nu obțineți, să vă duci și să-i dați cu cartea în capul, așa la care o scris-o. Încercați cu o femeie, două femei, trei femei și dacă vedeți că nu e așa, că eu știu și zic, bă, femeile nu sunt proaste, vrei. Eu ți-am zis din la început, bă, băiatule, adică n-ai început să scrii cărțile și ele, dă-ți cu cărțile în Tesla. Tesla. Dar nu înțelegi. Iei banii de la proști, de la ne băgați în seamă, de la ne sexați, că poate asta pot să zic. Da, de la nesexați. Bă, zic că ăia n-au mai fost sexați de vreo 3 ani. Unii de vreo 5. Ce faci, bă, băiatule? Ei și ultimii bani, banii de țigări pe cărțile alea? Dă-te recu de prost. Nici o metodă din aia nu funcționează. Păi tu ai scris cărțile pentru... Păi te-ai dus la... Te-ai întâlnit, bă, la întâlnire cu femeile alea? Nu te-ai dus, bă, băiat. Le iei banii la proști degeaba. Hai că ți-am făcut evaluare de carte. Cerile bani înapoi, bă, ca păcălești. Duceți-vă la întâlniri și încercați să cunoașteți femeia. Și nu mai mințiți că nu merge cu seducție. Începe să scrie cărți despre flirt. Ia, hai, că ți-am dat material. Să te văd pe tine, bă, prostul, vrei, din manipulare, dacă știi să faci flirt. Că la flirt trebuie să știi o grămadă de chestii. Că să știi ce întrebări să-l pui la femeia aia, trebuie să vezi ce cunoștințe are femeia aia. Ce fel de, din ce domenii știe femeia aia, ca să poți să vorbești, să poți să faci flirt în timp ce vorbești cu femeia. E foarte greu să ajungi între craci. Făcând flirt, crede-mă, este mult mai greu. Că trebuie să te ducă, să-l ducă pe biblica pe prost. Da, și ducă, nu e sexat prostul, devine bolovan. E bolovan, bolovan, bolovanel, bolovanel, bolovanică, bolovan. Ei, ei, se face. Și așa ăla se îmbogățește și cumpără tot felul de hăinuțe și voi nu prindeți nimic. Voi aveți doar de povești despre, bă, am făcut-o și pe aia și pe aia și aveți de unde. Când vezi că minți, n-ai avut-o. Am zis cuvântul. Asta e, mi-a scăpat. Bă, nu vă mai suportă femeile astea moderne deloc. Nici prostia, nici mizeria, nici nimic. Bă, s-au dus, s-au apucat să învețe limbi străine, să filtreze, să facă flirt cu bărbații străini. Ce dracu să facem cu voi, bă, că voi vă duceți la o biserică, la un prost. Și dacă nu vă duceți la ăla, vă duceți la ăștia care au cu cruce. M-am zis, hai că vreau să-mi beau cafeaua, deranjez oamenii la masă. 30 de minute va ajunge pentru astăzi. Să vă salut? N-are rost. Pentru a dormiți, somn ușor, n-am vrut să vă deranjez. Pentru și deștept, o să le zicea cu video-ul ăsta. Atât.
că e cea mai bună încheiere. Dacă vreți urări, vă duceți și celelalte videouri când a încheiat.